Salutare! Astăzi vă prezint un Audi A7 colantat alb perlat, plafonul negru lucios. Mașina la bază a fost gri. Așa arată. Cum vă spuneam, avantajele și dezavantajele colantării, nu știu ce dezavantaje aveți, pentru că protejează foarte, foarte bine vopseaua. Nu o să întâmpinați probleme să fie mașina ciobită în partea frontală, să treacă prin colant sau vreo zgârietură de cheie sau alte probleme. Mașina a fost colantată acum 2 luni de zile, cam așa. Și vreau să vă arăt exact dacă sunt probleme la colant. Dacă nu sunt, avantajele, dezavantajele colantării. Plafonul ăsta cu efect de panoramă, foarte strălucitor. După cum se vede, mașina se menține foarte, foarte, foarte bine. Detaliile sunt extraordinare. Pachetul ăsta a fost făcut, erau crom, acum sunt făcute negru lucios. O colantare să fie corect făcută, cum am mai spus și în episoadele trecute, trebuie demontate elementele. Fără a demonta elementele, e aproape imposibil să iasă ceva spectaculos. Am optat pentru eleronul acesta să-l facem negru lucios, să se diferențieze de restul mașinii. Toate aceste detalii fac diferența în ceea ce privește calitatea colantării. Colțurile, cum sunt lucrate, mânerele, acest interior, uitați, exact pe primul canal trebuie venit cu material. Praguri la fel. La fel și ușile spate. Absolut. Trebuie băgat înăuntru destul de bine ca să nu se exfolieze. Deci, cum spuneam, toate aceste detalii fac diferența. Deci, și capacul, cum difuzorul, ia și partea asta să vedem. Nu sunt absolut deloc probleme. Mașina are undeva la 2 luni de zile, cam așa, aproximativ, de când este colantat. Și aici, la oglinzi, oglinzile sunt făcute negru lucios. Da. Deci, după cum se observă, arată foarte, foarte bine.
asta a fost și cu Audi A7 al perlat. Vă mulțumim că ne urmăriți. Puteți lăsa în comentarii orice părere aveți, sfaturi, cum a fost desfăcută, cum sunt anumite elemente prinse, fără nicio problemă vă răspund, mă puteți suna și vă ajut cu cea mai mare plăcere.